Petrotel Lukoil informează partenerii că toate achizițiile de resurse materiale și mărfuri cu valoarea sub 10.000 de dolari fără TVA se vor realiza prin intermediul unui sistem electronic deschis de achiziții accesat pe site-ul companiei. Agenții economici care doresc să participe la o licitație desfășurată de Petrotel Lukoil S.A. trebuie să se înregistreze și să-și manifeste intenția de participare urmărind instrucțiunile de pe website. Pentru alte detalii puteți suna la numărul de telefon 0244 504 814. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Fax Media Consulting, numărul 1 în formare pentru instituții publice. Fax Media Consulting, peste 18.000 de cursanți. Consultant pentru 2.500 de instituții publice, manager în proiecte din fonduri nerambursabile. Fax Media Consulting, performanțe obținute prin profesionalism. Fax Media Consulting Ploiești, furnizor autorizat de calificare și perfecționare profesională a adulților, organizează în luna decembrie două cursuri de perfecționare pentru funcționari din administrația publică. Cursurile intensive se vor desfășura în perioada 12-15 decembrie în hotelul Alexandros din Bușteni. În afara cursurilor pregătite în grila de programe, acel catalog, să-i spun așa, al tuturor cursurilor pe care le efectuează într-un an Fax Media, acum am lansat și două cursuri suplimentare. Practic le-am lansat mai mult la cererea beneficiarilor, a celor din administrația publică. Unul dintre ele se referă la închiderea exercițiului financiar pe anul 2013, se adresează în special contabilor, directorilor economici din unitățile publice, pentru că în fiecare an apar anumite reglementări, anumite dispoziții, anumite ordine ale Ministrului Finanțelor, chestiuni de mustărie internă, să-i spun așa, în domeniul financiar contabil în administrație. Chestiunile astea sunt altele de la an la an. Și atunci, ca să poată încheia exercițiul financiar conform prevederilor legale, acești oameni trebuie să fie pregătiți. Deci aceasta este o temă de curs pe care am lansat-o. Cea de-a doua temă este, se referă la evaluarea sistemului de control intern managerial din instituțiile publice. Este vorba despre acel raport pe care instituțiile publice trebuie să-l înainteze până în luna februarie anului viitor. Și ca să poți pregăti acest raport al stadiului de implementare al sistemului de control intern, trebuie să ai anumite cunoștințe. Sunt, să le spun așa, două programe prin excelență de perfecționare. Ați văzut și tematica. Este o tematică foarte utilă, necesară în acest moment. Nu am considerat că trebuie să fie ceva de lungă durată, pentru că adunăm acolo profesioniști în domeniu care decât se updatează, să-i spun așa, cu niște cunoștințe. Și de aceea aceste programe sunt de scurtă durată, de 3 zile. Eu zic că vor fi un succes și că vor fi foarte utile celor cărora li se adresează, adică funcționarilor publici. Câte locuri sunt pregătite pentru cele două cursuri? Din păcate nu am putut să merg la mai mult de o grupă pe un curs, o grupă pe un curs, adică 25 de locuri pentru fiecare curs. Nu există posibilitatea din punct de vedere hotelier de data aceasta. Acestea sunt cursuri pe care le organizăm în deplasare. Și atunci cursanții noștri vin în special, vin din toată țara, nu numai din Prahova. Și din păcate nu am reușit să obținem mai multe locuri. E o perioadă foarte aglomerată în hotelăria acum, team building-uri, încheieri de ani, companii își fac petrecerile și așa am găsit cu greu acest interval de 3 zile și să putem rezerva totuși 50 de locuri pe ansamblu. Adică criteriul de selecție va fi primul venit, primul servit. Primul înscris, primul servit. Nu avem altă posibilitate din păcate acum. Din experiența lor anteriori, într-adevăr, se cam aglomerează participarea la cursuri la final de an pe acest tip de cursuri. Dar, repet, mi aștept cu drag cursanții, numai că trebuie să știe că cine nu se grăbește rămâne pe afară. Pentru înscrieri puteți merge direct la sediul Fax Media Consulting în Ploiești, pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, numărul 25C, fostul Ciprom, la numărul de telefon 0372032313 sau pe e-mail la office@faxmedia.ro.